Un nou impozit pentru români ar putea apărea spre binele acestora. Rai Arafat a lansat această idee la BLEXI în Balkan Security Forum. Concret este vorba despre taxa de reziliență menită să ajute companiile și angajații să depășească perioadele de criză. Conform știri.fresh24.ro, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a lansat o idee care ar putea genera o nouă taxă menită să ajute companiile și angajații să treacă de perioadele de criză. Este vorba despre taxa de reziliență care le vizează pe firme și care este în folosul salariaților. Dacă am luat o decizie undeva ca 1% din profitul anual să fie pus într-un cont intangibil pentru a face față dezastrelor și un loc să dăm afară oamenii din dintr-o firmă, prin acești bani îi ținem pe perioada unei crize 3, 4, 5, 6 luni și îi plătim cu 70% din salariu, dar nu îi dăm afară, dar acest cont să fie numit contul pentru reziliență, a spus Raed Arafat. Arafat este de părere că în situații de criză sau cum a fost pandemia care a durat 2 ani, cu această măsură am ieșit mai repede dintr-un dezastru decât dacă se merge pe varianta disponibilizărilor, iar apoi, după ce trece criza, totul trebuie construit de la zero. Nu este vorba despre vreo taxă, nu este vorba despre un fond al guvernului, este o propunere pe care eu am făcut-o în diferite anturaje pentru reziliența companiilor, a subliniat Raed Arafat. Cu privire la posibilitatea de a implementa o astfel de taxă, Mircea Coșea, analist economic, a declarat că în ultima perioadă sunt o serie de propuneri care au în vedere rezolvarea unor situații, bazate pe luarea unor sume de bani de undeva și că ar trebui să se vorbească despre niște măsuri care să pună în mișcare economia unde, de la cei care țin echilibrul economic, taxă pe cele patru ore de muncă, taxă pe Horeca, taxă pe solidaritate, taxă pe reziliență, toate astea sunt niște lucruri care îi încarcă pe întreprinzători. De ce nu se vorbește de niște măsuri care să pună în mișcare economia? Adică A declarat specialistul la Antena 3, relatează știri.fresh24.ro.